FCSB a învins-o pe Sipsi, Sfântul Gheorghe cu scorul de 1 la 0 în etapa cu numărul 25 din Superliga din România. Roșalbaștri a înscris unicul gol în minutul 16 prin băluță. FCSB este lider detașat în Superliga cu 54 de puncte acumulate în cele 25 de etape, în timp ce Sepsi este pe locul 7 în clasament cu 33 de puncte. Rapida a învins-o pe Cefere Cluj cu scorul de 1 la 0. Djokovic a fost marcatorul singurului gol. Astfel, Rapid trece pe locul 2 în clasamentul din Superliga cu 45 de puncte, în timp ce formația pregătită de Adrian Mutură Mâine pe locul 3 cu 42 de puncte.